După lungi așteptări și scandaluri, producătorii proiectului Michelle au dezvăluit identitatea noii soliste. Proaspăta Michelle a filmat deja un videoclip pe o plajă sălbatică din Vado, România. Controversatul proiect Michelle, din care făcea parte până nu demult Mihaela Ojug, are o nouă față. Cea care va interpreta în continuare și hitul Only You este Cristina Zaharova. E o fată foarte talentată, care învață și la Gitis în Moscova. Practic, este pentru prima dată când apar imagini, mai ales video cu ea. Dar până acum noi am mai avut ieșiri publice pentru că am mai avut diverse concerte în Rusia. Cu această ocazie, producătorii proiectului ne prezintă un nou single al interpretei Michelle, Ray of Light, produs în studiourile HaHaHa Production. Producător muzical și compozitorul este Randy și de fapt astea sunt niște piese mai vechi care nu au fost lansate cu Mihaela. Piesele următoare care vor fi, deci vor fi exact în aceeași stilistică. Acest video, adică online video, este doar un suport pentru single, adică în cazul dacă o să vedem că piesa are succes, o să facem și un videoclip. Proiectul urmează să fie lansat în scurt timp și pe piața muzicală din Moldova. Și actuala Michelle va fi și în Republica Moldova și în România, deci noi nu ne concentrăm numai pentru Rusia și țările din CSI. În curând veți putea asculta noua piesă și pe frecvențele Muz FM.